Muzeul Municipal Curtea de Argeș găzduiește în aceste zile o expoziție extrem de interesantă. Este vorba despre fotografii care ilustrează evenimente din viața și activitatea preotului Gheorghe Cotenescu, fost profesor al seminarului teologic din Curtea de Argeș. La vernisaj au participat alături de gazdă Ștefan Dumitrache, managerul muzeului, publicistul Radu Petrescu Muscel, nepotul preotului Gheorghe Cotenescu, academicianul Gheorghe Păun, reprezentantul înalt preasfinției sale Calinic, preotul Ovidiu Vlășceanu și urmaș ai preotului Vasile Chițu, fost elev al profesorului Gheorghe Cotenescu. Un preot foarte apreciat, participant la Primul Război Mondial, Gheorghe Cotenescu a fost secretarul personal al lui Nicolae Iorga timp de 5 ani și profesor a doi viitori patriarhi ai României, Iustin Moisescu și Teoctist. Avem o expoziție dedicată unei personalități de excepție a vieții, să zicem, muștelene și argeșene, așa este corect. Este vorba de preotul, i-aș spune capitan preot, Gheorghe Cotenescu, pentru că, așa cum spunea un prieten care a studiat mult contribuția preoților în Primul Război Mondial, este, înainte de toate, un erou al războiului pentru reîntregirea României. Părintele Gheorghe Cotenescu a trăit în perioada 1886-1965. La primul apel al regelui Ferdinand, nu a stat pe gânduri, chiar dacă era preot, chiar dacă ridicase o bisericuță în satul de la Stoinești, a plecat pe front, unde în perioada 1916-1919 a trecut prin ororile războiului, primului război mondial, a fost alături de soldați, a fost alături de răniți, a slujit, a îndemnat, s-a jertfit. Mereu m-am gândit ce șansă are părintele cu un asemenea nepot care cultivă amintirea cu atâta asiduitate și pricepere. Mă bucur că se întâmplă încă o dată și încă o dată. Mă bucur că și în vremurile astea încă se mai face cât de cât cultură în țara românească. Că bunicul meu a murit când eu aveam 12-13 ani. Mare lucru, nu mi-am dat seama că ar putea fi de bunic, să zic. Bunica a murit în 80, mi-a mai spus și ea câte ceva. Mama a murit în 90 și în 92 aflu, citind cartea Irinei Nicolau de la Muzeul Ționarului Român, că preotul Cotenescu a fost închis la Pintești împreună cu Elisabeta Riză. Sunt lucruri care s-au ascuns de către părinți copiilor pentru a nu apare discuții la școală. În sfârșit, așa erau toți vremurile. Preotul Gheorghe Cotenescu s-a stins din viață în 1965, iar publicistul Radu Petrescu Muscel a adunat fotografiile de familie într-o expoziție itinerantă, marcând astfel cei 55 de ani de la moartea bunicului său.